Frații mei, mulțumim lui Dumnezeu din toată inima că ne-a păstrat viața până astăzi și doresc, dacă Dumnezeu ne va ajuta, pentru preț de 10 ocazii de acum înainte, să vorbesc despre cronologia evenimentelor finale, iar în această seară o să vorbesc despre primul dintre ele. Cu ceva timp în urmă am avut chiar aici la Petroasa o prezentare pe cronologia evenimentelor, iar în seara aceasta o să vorbim doar despre decretul duminical, fără a avea pretenția că o să le puizez. Dar în linii mari, conform cu Biblia și cu Spiritul Profetic, o să vedem că este cel mai apropiat eveniment de noi și că va trebui să ne pregătim foarte serios din toate punctele de vedere pentru acest lucru. Haideți să deschidem împreună Biblia în Cartea Apocalipsa, la capitolul 13, și de aici vom citi două versete. Apocalipsa, capitolul 13, și de aici vom citi două versete, 16 și 17. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 16 și 17. A făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, care este 666. Îl găsiți în versetul următor. Așadar, Apocalipsa, capitolul 13, vorbește despre două fiare care reprezintă două puteri mari de la final. Prima este papalitatea și a doua este America. Am vorbit de nenumărate ori despre lucrul acesta. Aceasta a doua putere va obliga toată lumea să ajungă în situația în care toți să primească un semn, pe mâna dreaptă sau pe frunte. Acum, având în vedere că este un semn, și semnul acesta nu-i aparține lui Dumnezeu, pentru că această putere obligă lumea să primească semnul acesta, atunci când studiem Sfânta Scriptură, trebuie să știm că Biblia nu are nevoie de interpreți teologi și Biblia se interpretează singură. Da. Pentru că Biblia a fost scrisă sub inspirația Duhului Sfânt și, așa cum a zis Apostolul Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune, neprihănire și așa mai departe. În Ezechiel, la capitolul, Ezechiel, capitolul 20, găsim aici în Sfânta Scriptură semnul lui Dumnezeu. Și apoi, opus diametral, foarte simplu și rațional, vom înțelege care este semnul fiarei. Semnul cel rău. Semnul celălalt. Ezechiel, capitolul 20, versetul 12. Zice așa: le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Care este semnul lui Dumnezeu? Sabatul. Dați pagina împreună cu mine să citim și versetul 20. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Dumnezeul vostru. Semnul lui Dumnezeu este sabatul. Tot despre lucrul acesta, un singur verset vreau să mai arăt din Sfânta Scriptură. În cartea Exod, capitolul 31. În cartea Exod, la capitolul 31, versetul 16, 17 și 18. Citim: copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Care este semnul dintre Dumnezeu și poporul lui? Sabatul. De ce ordin este semnul acesta? Biblia zice, veșnic. Da. Sabatul lui Dumnezeu este de ordin veșnic.
Adică nu a mers de la creațiune până la cruce, nu a mers de la creațiune până în 321 era noastră când l-a oprit Constantin, ci sabatul lui Dumnezeu va merge până în veșnicie, pentru că dacă ne uităm în Isaia 66, versetul 23 și 24 și 22, descoperim că și pe noul pământ oamenii vor ține sabatul. Mai mult decât atât, în versetul 18 zice Biblia așa: când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, Exod 31 cu 18, da? Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Ca nimeni să nu-și imagineze că sunt unii care țin o lege a lui Moise. Din toată Scriptura, nu de multe ori Dumnezeu scrie El personal. Nu deleagă pe nimeni, indiferent cât de important a fost, indiferent dacă i s-a spus prietenul lui Dumnezeu, cum a fost cazul lui Avram, indiferent dacă a fost cazul lui Moise, unde Dumnezeu a zis: vedeți că eu cu Moise vorbesc gură către gură, indiferent dacă este vorba despre David, despre care Dumnezeu a zis: om după inima mea, da? Deci indiferent. Indiferent dacă e vorba despre Pavel, despre care Dumnezeu a zis: este un vas pe care eu l-am ales, cu toate acestea, cele 10 porunci le scrie Dumnezeu personal cu degetul lui. Am o întrebare. Atunci când scrie Dumnezeu personal, cine poate să șteargă? Cine are dreptul să șteargă? Cine are dreptul să strice? Și mai este o întrebare. O să vă citesc în această ocazie și o să rămâneți uimiți când o să descoperim, atunci când pașii se fac tot mai serios în vederea decretării duminicii, vom descoperi și cine stă în spatele acestui decret. Dar vreau să vă spun că legea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu însuși a scris-o cu degetul lui pe table de piatră, și cortul acela al întâlnirii, care, sanctuarul, care purta mereu și din loc în loc se muta cortul cu toate cele, și cu legea, se mutau peste tot. Atât cortul, sanctuarul, atât legea, nu erau decât o copie a originalului care este în ceruri. De aceea, oricât de mult am vrea să ștergem noi ceea ce este scris pe pământ, scris de Dumnezeu, cu toate acestea nu vom avea niciodată acces în sanctuarul lui Dumnezeu să ștergem legea lui de acolo. Nimeni, niciodată, indiferent cât de mare este imperiul sau puterea aceea. Niciodată. Dați o pagină cu mine sau două. În Exod capitolul 34 vreau să mai citim două versete, 27 și 28. Exod 34, versetul 27 și 28. Domnul a zis lui Moise: scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestei cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Și ce este curios? Că ceea ce eu prezint în această seară din Sfânta Scriptură, o mare categorie dintre oamenii care citesc Scriptura nu cred ceea ce citesc în această seară. Dar rețineți că toți vorbesc despre Moise. Toate bisericile vorbesc despre Moise. Însă și biserica tradițională, ortodoxă din România, au o mare sărbătoare. Schimbarea la față. Unde a venit cine? De ce s-a schimbat Domnul Iisus la față? Au venit doi soldi din cer, au venit acolo pe muntele schimbării la față. Cine? Moise și Ilie. Și o sărbătoare foarte mare, da? Cu toate acestea, Domnul zice: eu închei legământ cu tine și cu Israel. Noi știm că Moise acum este în ceruri și că el a încheiat legământ cu Dumnezeu. Și că Moise a fost ascultător de Dumnezeu. Și cu toate acestea, anumite lucruri pe care le citim în Scriptură nu ne convin. Ia ascultați. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, adică cele 10 porunci. Nu le-a scris Moise? Nu. Atunci de ce este numită legea lui Moise? Pentru că ea este legea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Este legea lui Dumnezeu. Atât legile ceremoniale cât și legea morală au fost poruncite de Dumnezeu. Diferența între cele două este că legile ceremoniale, tot sistemul jertfelor, a pornit de când l-a instituit Dumnezeu și au mers până la cruce când Hristos le-a oprit, atunci când toate jertfele reprezentau pe El. Și El murind pe cruce, mielul lui Dumnezeu murind pentru păcatele oamenilor, la momentul acela sistemul ceremonial a fost oprit. Dar legea morală, despre care se crede că a fost oprită sau desființată, sau că Hristos a împlinit legea și nu mai trebuie să o împlinim noi, legea lui Dumnezeu continuă să rămână mai departe. Și vreau să vă spun așa, prin accent,
pe care aș vrea să-l înțelegem, nu doar că legea morală nu s-a oprit la cruce, ci mai este ceva. Deschideți cu mine în Evrei capitolul 10 să vedem ceva legat de această lege a lui Dumnezeu. În Evrei capitolul 10, versetul 15 și 16. Evrei capitolul 10, versetul 15 și 16. Iată ce zice Dumnezeu, atenție, în Noul Testament. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Pentru toți cei care cred că legea lui Dumnezeu s-a oprit la cruce, vreau să știți că Dumnezeu a hotărât că legea pe care l-a scris-o în prezența lui Moise acolo pe table de piatră, a hotărât să o scrie în inimile noastre. Legea aceea, Dumnezeu a hotărât să o scrie în inima noastră. Un pas mai departe. În Evrei, capitolul 8, rețineți, vorbind despre decretul duminical, nu mă bat, ci o să ajungem imediat la subiectul acesta care este destul de fierbinte. 8:10. Evrei 8:10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Unde a hotărât Dumnezeu că va scrie legea sa? În mintea noastră și în inima noastră. Aceia dintre noi de pe pământul acesta, care credem că legea lui Dumnezeu a fost acolo rece în chivot, că legea lui Dumnezeu este dată acolo pe Sinai, dar n-are a face cu noi oamenii. Că în Vechiul Testament spunem noi că n-a reușit nimeni să o țină și nici în Noul Testament n-a reușit nimeni să o țină, cu toate acestea Biblia spune că Dumnezeu va scrie în inima noastră. În mod desăvârșit n-a ținut-o nimeni în afară de Hristos. Dar fiecare a cutezat, a sperat, a nădăjduit și s-a luptat să păstreze cât de mult a putut din legea lui Dumnezeu, în semn de ascultare. Cu toate acestea, niciun călcător al legii nu poate să vadă cerul. Înțelegeți? Cu toate acestea, niciun călcător al legii nu poate să intre în ceruri. Pentru că cel care a încălcat legea în cerul a trebuit să plece. Lucifer. Pentru că cel care a încălcat legea în grădina Eden a trebuit să plece. Adam. Pentru că noi astăzi, dacă vom încălca legea lui Dumnezeu, nu o să putem ajunge acolo. Cum o vom păzi? Și cuvântul spune, Dumnezeu o va scrie în inima noastră și în mintea noastră. Iar în ceea ce îl privește pe Avram, dacă vă aduceți aminte, îi spunea Dumnezeu, știi tu, legea asta zice, leagă-o acolo, pune-o acolo. Vă amintiți cum zice? Vă amintiți? Ce scriu pe ușorii ușei, ușii tale, leagă-o la mâini, pune într-o, ca niște fruntari între ochi. Noi socotim că ar trebui să fie purtată la mâini, cum o poartă evreii. Dar ea nu trebuia să fie purtată la mâini în sensul că trebuia să fie legată cum își leagă astăzi oamenii lănțișoarele. Ci Biblia să fie legată tot timpul de mâini. Și între ochi, nu cum o poartă ei sub tipilica aia, ci ea trebuia să fie pusă în mintea noastră, înțelegeți? Să învățăm pe copii, spune, învață pe copiii tăi la plecare și la venire, când te vei culca și când te vei scula. Acolo se vorbea despre faptul că trebuia să facă, cum facem noi astăzi, altarul de dimineață și de seară, în care oamenii, creștinii, copiii lui Dumnezeu, studiau Scriptura. Încă un verset din Psalmul 119 și intrăm mai profund în tema noastră. Psalmul 119 cu versetul 126. În Psalmul 119, ia uitați ce spune aici Biblia, cu versetul 126. Este vremea ca Domnul să lucreze. De ce? Căci ei calcă legea ta. Este vremea ca Domnul să lucreze. Căci ei calcă legea ta. Care am spus că este tema în această seară? Decretul duminical. Este una dintre temele 10 la număr pe care vreau să le prezint cu ajutorul Dumnezeu.
Următoarea temă va fi cernerea și zguduirea, în ordinea cronologică și cum știți că le-am prezentat. În această seară o să abordăm mai pe larg acest subiect. Care este tema? Decretul duminical. Ce spune cuvântul aici? Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta. Haideți să vedem că nu doar Biblia, ci și profetul lui Dumnezeu de la vremea sfârșitului vorbește despre același lucru. Mi-am pregătit mai multe pasaje, n-am adus toate cărțile din care puteam să citesc despre decretul duminical, am adus câteva, unde vom înțelege în această seară cât de aproape este și ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu atunci când decretul duminical va fi dat. De ce am ales să vorbesc despre lucrul acesta? Vreau să vă spun că în ultima perioadă de timp tot aud că este așa o fantezie în capul nostru cu decretul duminical. E o fantezie. Unii cred că deja pentru noi a devenit o obsesie. Da? Este ceva ce ne înfrică și ne determină să mergem la biserică, să ținem sabatul și ne mai ținem încă uniți că avem noi o doctrină, printre care și decretul duminical. Prin ceea ce am citit, după cum spune Biblia că Statele Unite ale Americii va porni darea acestui decret și de acolo în întreaga lume și de acolo implicit o persecuție, cum n-a fost niciodată de când s-a întemeiat pământul acesta, vreau să vă spun, frații mei, că ceea ce Dumnezeu a spus că vor face, aia se va și împlini. Am adus cu mine cartea Criza. Iată. La pagina 15 și 16 citesc așa. Profetul lui Dumnezeu. Rețineți că la finalul istoriei acestui pământ, Dumnezeu are o biserică și întotdeauna a avut un profet. Dumnezeu la finalul istoriei are o biserică și are un profet. Aș vrea să văd un profet care să egaleze pe Ellen White. Vreau să vă spun că deși este enorm batjocurite, mai ales în lumea internetului, vreau să vă spun că nu există egal pentru acest om al lui Dumnezeu în vremea sfârșitului. 1. Și 2. Vreau să vă spun că Satana, care știe cum să lucreze cu vicleșug, are și el în bisericile apostaziate. Știți ce? Mulți profeți. Ați prins ideea. Un profet autentic și mulți profeți. Da. Citesc. În cartea Criza, la pagina 15, spune așa. O mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu. Dacă ne socotim poporul lui Dumnezeu, egal că suntem aici sau egal că cineva ascultă, să știm că pe poporul lui Dumnezeu îl așteaptă ce? O mare criză. Foarte curând, națiunea noastră, Ellen White vorbea despre națiunea ei, care era ce? Care? America. Națiunea noastră va încerca să impună asupra tuturor respectarea primei zile a săptămânii ca o zi sfântă. Dacă adventiști de ziua a șaptea țin sabatul, sâmbăta, ca zi de odihnă, după cum a lăsat Dumnezeu în Sfânta Scriptură, am citit că El a scris, da? Că de-aia am și citit. Iar oamenii vor încerca să impună prima zi a săptămânii. Dacă sabatul este prima zi a săptămânii, dacă sabatul este ziua a șaptea, scuze, care este ziua întâia săptămânii? Dacă sâmbătă este ziua a șaptea, care este ziua întâia săptămânii? Cuvântul spune așa. Foarte curând națiunea noastră va încerca să impună asupra tuturor respectarea primei zile a săptămânii ca o zi sfântă. Făcând aceasta, ei vor fi lipsiți de orice considerent moral, în a sili pe oameni împotriva propriilor lor conștiințe, de a respecta ziua pe care națiunea o va declara ca fiind sabatul. Vreți să păziți sabatul? Știți că Biblia vorbește despre sabat? Sabatul este duminica. Sabatul niciodată n-a fost și nu va fi duminica. Hai să mai citim un pasaj tot de aici, la pagina 16. Va veni un timp când în țara noastră legea lui Dumnezeu va fi într-un anumit fel anulată. Conducătorii națiunii noastre, prin decrete legislative, vor pune în vigoare legea duminicală. Să știți că n-am terminat ceea ce am început să prezint din Apocalipsa, capitolul 13, semnul acela. V-am citit din Ezechiel și v-am citit din Exod că semnul lui Dumnezeu este sabatul. Opus diametral de semnul lui Dumnezeu este semnul lui Antichrist. Și marea bătălie de la final va fi între sabat, între sâmbătă și duminică. O să vedem că ceea ce astăzi este, titrat pe prima pagină, spus totdeauna la televizor, pe internet, pe telefoane, pe ce urmăriți, când astăzi urmăriți războiul din Orient sau pe cel de la ucrainieni cu rușii, mâine se va vorbi despre sâmbătă și despre duminică mai mult decât s-a vorbit despre războaiele acestea.
Pentru că în joc nu va fi Ucraina sau Rusia, Europa sau un continent, ci în joc va fi mântuirea fiecărui om în parte. De aceea se va vorbi despre lucrul acesta până la marginile pământului. Va veni un timp când în țara noastră, am citit, conducătorii națiunii noastre, prin decrete legislative, vor pune în vigoare legea duminicală și astfel poporul Dumnezeu va fi adus într-un mare pericol când națiunea noastră va decreta în consiliile sale legislative legi care să forțeze conștiințele oamenilor în ce privește privilegiile lor religioase, impunând păzirea duminicii și folosind autoritatea opresivă împotriva celor care țin sabatul zilei a șaptea. Legea lui Dumnezeu va fi în mod intenționat și plănuit anulată în țara noastră, iar apostazia națională va fi urmată de ruină națională. De ce citim aceste lucruri? Pentru că suntem la un pas distanță de acest lucru. O să vedeți din cărțile celelalte din care am să citesc, pe care le scrie tot Ellen White și sunt foarte multe cărți în care scrie. N-am adus decât o mică parte din ele, din cele pe care le am acasă. Vreau să vă spun că, în general, protestantismul, despre protestantism, de exemplu, dacă ați avea curiozitatea să citiți cartea Tragedia veacurilor, protestantismul apostaziat, protestantismul american va întinde mâna peste abis către papalitate, da? În lumea cea nouă. La lumea cea nouă cu lumea cea veche. Lumea cea nouă fiind America, lumea cea veche fiind Europa. Protestantismul va întinde mâna. Protestanții din cele două partide politice care le vedeți astăzi în Statele Unite ale Americii nu sunt alții decât că sunt două. Republicani și democrați. Că știți care sunt protestanții dintre ei? Democrați. Studiați. Hai să mergem un pas mai departe. Am adus cu mine cartea Maranata, vorbind despre decretul duminical. Este un devoțional excepțional. În fiecare zi din an puteți să citiți un scurt devoțional scris de Ellen White. Da? De la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Ce spune aici în devoțional? În cartea Maranata, la pagina 178, citesc. Vă rog frumos să fiți atenți la pasajul acesta. Nu este departe timpul când, ca și ucenicii de altă dată, vom fi forțați să ne căutăm un refugiu în locuri pustii și singuratice. Nu este departe timpul. După cum asedierea Ierusalimului de către armatele romane a fost semnalul de fugă pentru creștinii iudei, când i-au înconjurat, a fost semnalul că ei trebuie să plece, să fugă, tot astfel asumarea puterii de către poporul nostru, Statele Unite, printr-un decret ce impune sabatul papal, va fi pentru noi o avertizare. Atunci va fi timpul pentru părăsirea orașelor mari și pregătirea pentru părăsirea celor mici, pentru a locui în case retrase în munți, în locuri izolate. Cine și-a făcut planul acesta? Înțelegeți? Când veți vedea că s-a dat decretul duminical, este semnalul de a părăsi rapid orașele mari, pregătirea pentru părăsirea orașelor mici și de a te retrage, spune aici cuvântul, în case retrase, în munți, în locuri izolate. Oricum, nu se va scăpa de persecuție nici acolo. Chiar va veni peste tot. Dar este un semnal pe care îl dă profetul. Tot în cartea Maranata, la pagina 168, mai este un pasaj, zice așa: ei văd că în loc să respecte ziua a șaptea pe care Dumnezeu a sfințit-o și a poruncit să fie păzită ca sabat, țin prima zi a săptămânii. Dar ei doresc cu sinceritate să facă voia lui Dumnezeu și încep să cerceteze scripturile pentru a găsi un motiv al acestei schimbări. Deci pasajul acesta vorbește despre o grupă de oameni care nu sunt trecuți de partea lui Dumnezeu și care nu știu dacă e sâmbăta sau duminica. Ei cercetează, studiază și vor să afle cu sinceritate adevărul. Și spune așa: nereușind să găsească vreo dovadă biblică pentru acest obicei, se ridică întrebarea să acceptăm adevărul care a devenit nepopular și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu sau să continuăm cu lumea să ascultăm de poruncile oamenilor. Cu Biblie deschise, ei plâng, se roagă și compară text cu text, până ce convinși de adevăr își ocupă în mod conștiincios poziția de păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Deci în lumea aceasta în care noi trăim, sunt oameni care încă nu știu ce să facă. Când se va da decretul duminical despre care noi tot am vorbit de-a lungul timpului, oamenii aceștia vor lua Biblie în mâine, se vor ruga la Dumnezeu, vor plânge și vor zice: Doamne, vrem un singur lucru, adevărul.
Pentru că ești la momentul în care trebuie să fii mântuit sau pierdut. Și spune că la un moment dat vor fi convinși de adevărul lui Dumnezeu și în mod conștiincios iau poziția de păzitor ai poruncilor lui Dumnezeu. Toți vor face așa? Clar că nu. Unii vor lua poziție de partea lui Dumnezeu, alții însă împotrivă. Am adus cu mine cartea Evenimentele ultimelor zile. Una dintre cele mai frumoase cărți care poate să fie citite după Biblie. Și în această carte, la pagina 90 și de aici mai departe, am să vă citesc din această carte cele mai multe pasaje. Vreau să vă spun că această carte, ea însăși este o carte a evenimentelor cronologice de la vremea sfârșitului. Cine vrea să-și facă o idee despre cât de aproape suntem de încheiere și ne vrea să se pregătească, este o carte excepțională în sensul acesta. Evenimentele ultimelor zile, pagina 90. Fiți atenți la pasajul acesta interesant. Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și în ziua a 7-a s-a odihnit. El a sfințit această zi și a pus-o deoparte pentru sine, ca să fie păzită de poporul lui de-a lungul generațiilor. Dar fiul pierzării, ridicându-se mai presus de Dumnezeu, așezându-se în templul Domnului și declarându-se a fi Dumnezeu, s-a gândit să schimbe vremile și legea. Această putere, vrând să se dovedească nu numai egală cu Dumnezeu, ci chiar mai presus de El, a schimbat ziua de odihnă, punând prima zi a săptămânii acolo unde trebuia să fie ziua 7-a. Și despre ce vorbesc? Anul 321, Constantin cel Mare. Lumea protestantă a preluat acest copil al papalității, socotindu-l sfânt. Lumea protestantă a preluat acest copil al papalității, socotindu-l cum? Sfânt, ca zi sfântă. În cuvântul lui Dumnezeu, acest act este numit desfrânarea Babilonului, conform cu Apocalipsa 14, cu versetul 8. Aceeași carte, pagina 93. Poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu să nu rămână tăcut în această vreme ca și cum ar accepta situația cu bunăvoință. Se va da decât duminical. Ce e de făcut? Asta n-avem ce face. Nu! Nu îndeplinim voința lui Dumnezeu dacă stăm liniștiți fără să facem ceva pentru păstrarea libertății de conștiință. Deci nu putem sta liniștiți. Trebuie făcut ceva. Să fie înălțate spre cerul rugăciuni fierbinți și stăruitoare. Prima dată. Rugăciune, înțelepciune de sus, da? Pentru că această nenorocire să poată fi amânată până când vom putea să ne îndeplinim misiunea neglijată atât de mult timp. Să ne rugăm cu mai multă seriozitate și apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunea noastră. Primul pas, rugăciunea. Sunt mulți care se simt în largul lor și care, ca să zicem așa, zice inspirația, sunt adormiți. Ei spun, uitați, dacă spunem așa că noi suntem socotiți de profet, adormiți. Dacă profeția a prezis impunerea respectării duminicii, legea va fi cu siguranță decretată. Și ajungând la această concluzie, ei rămân într-o stare de așteptare liniștea evenimentului, mângâindu-se cu ideea că Dumnezeu își va ocroti poporul în ziua necazului. Dar Dumnezeu nu ne va salva. Dacă noi nu facem niciun efort pentru a îndeplini lucrarea pe care ne-a încredințat-o. Ca străjeri credincioși, trebuie să vedeți sabia care vine și să dați alarma. Pentru ca bărbații și femeile să nu meargă din neștiință pe o cale pe care ar fi putut să o evite dacă ar fi știut adevărul. Când timp ce noi știm că vor veni aceste lucruri, trebuie ca cineva să dea alarma. Cineva care stă acolo pe tun și vede departe, el, ca un om al lui Dumnezeu, trebuie să spună, vine asta, se va întâmpla. Dacă nu facem asta, spune că suntem adormiți. Dormim și... Ce ușor e să ataci pe cineva când doarme, nu? Nu știe că îl ataci. Nu trebuie să ne străduim să fim pe placul acelor oameni care își vor folosi influența pentru a suprima libertatea religioasă și pentru a pune în aplicare măsuri opresive care să-i îndemne sau să-i oblige a pune în aplicare, să-i oblige pe cetățeni să respecte duminica în locul sabatului. Ia uitați! Prima zi a săptămânii nu este o zi care să fie respectată. E un fel de joi, e un fel de marți, e un fel de luni. Este prima zi de muncă, este prima zi a săptămânii. Ceea ce spun astăzi întinde libertate
Mâine vom plăti cu viața, cum îmi spune cuvintele astea, să știți. Prima zi a săptămânii nu este o zi care să fie respectată. Ea este un sabat fals. Iar membrii familiei Domnului nu pot fi alături de cei care preamăresc această zi și ne socotez legea lui Dumnezeu prin disprețuirea sabatului său. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să voteze, atenție că suntem în preajma legilor. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să voteze instalarea unor asemenea oameni în posturi înalte, pentru că dacă procedează astfel devin părtași la păcatele pe care le vor înfăptui în timpul mandatului lor. Citesc încă o dată. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să voteze instalarea unor asemenea oameni în posturi înalte, pentru că dacă procedează astfel devin părtași la păcatele pe care le vor înfăptui în timpul mandatului lor. Nu comentez mai mult. Alegerile care, despre care cred că se vorbește aici, deși n-aș vrea să greșesc, este posibil să fie mai mult alegeri naționale. Adică atunci când se votează președintele, pentru că el are capacitatea și atribuțiile de a da niște legi. Un primar local nu știu dacă poate să dea legi. Dumnezeu știe ce va veni. Dumnezeu știe ce puteri și mandatării se vor mai da celor care sunt înscăunați. Dumnezeu știe. Ați văzut că în perioada pandemiei și jandarmii aveau voie să-ți dea amenzi pe stradă și alții să te pârască la alții. Nu știm. Domnul știe. Mare atenție atunci când votăm pe cineva ca să nu fim părtași la păcatele lor în timpul mandatului lor. Pagina 94, aceeași carte. Când națiunea noastră își va încălca principiile de guvernare într-o asemenea măsură încât să decreteze o lege duminicală, care astăzi nu este, că e o America liberă, și America liberă și deocamdată drepturile și libertățile sunt aproximativ pe tot pământul, chiar nu peste tot, chiar nu sunt, dar oricum în linii mari, cu excepția țărilor comuniste, oamenii încă sunt liberi. Noi în țara noastră, slavă Domnului, încă avem libertate de conștiință. Încă. Când națiunea noastră, vorbește despre America, își va încălca principiile de guvernare într-o asemenea măsură încât să decreteze o lege duminicală, protestantismul își va da mâna cu papalitatea, ce spuneam mai devreme. Protestantismul va da mâna cu papalitatea, unindu-se în această acțiune. Protestanții vor trece de partea papalității cu întreaga lor putere de influență. Sau și mă gândesc, oare cine va ieși în America din nou? Și ce se va întâmpla? Domnul știe. Printr-un act național menit să impună sabatul fals, ei vor da viață și vigoare credinței corupte a Romei, reînvind tirania și oprimarea conștiinței. Cine a uitat istoria, să o citească din nou. Cine crede că s-a schimbat papalitatea, se înșală amarnic. Nu mai are puterea, dar nu s-a schimbat niciodată. Da? Mai devreme sau mai târziu, legile duminicale vor fi adoptate. În curând, legile duminicale vor fi impuse, iar oamenii aflați în poziții de răspundere se vor înrăi împotriva micului grup al celor ce păzesc poruncele lui Dumnezeu. Alea pe care le-a scris Dumnezeu, cu degetul lui, pe care nimeni n-are voie să le schimbe niciodată. O mică grupă va rămâne să păzească legea aia pe care a dat-o Dumnezeu. Vom mai rămâne lângă Dumnezeu și lângă legea lui când toată lumea va fi împotrivă? Noi zicem acum că da. Dar când mâine vei vedea că tot satul sau orașul și primarul și poliția și preotul și mai știu cine se va ridica împotrivă, vom mai rămâne? Trebuie să ne gândim serios. Profeția din Apocalipsa 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu două coarne ca de miel, America, da? Va face ca pământul și locuitorii lui să se închine papalității simbolizate acolo de fiara care seamănă cu un leopard. Da? Această profeție se va împlini atunci când Statele Unite vor impune respectarea duminicii pe care Roma Papală o pretinde ca fiind o recunoaștere specială a supremației ei. Corupția politică distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr. Și chiar în America cea liberă, cărmuitorii și legislatorii pentru a-și asigura bunăvoința publicului, vor ceda cererii populare pentru o lege care să impună respectarea duminicii. Mereu și mereu s-a vorbit despre legea duminicală. Aici cuvântul spune că legiuitorii, oamenii care vor sta în posturi de conducere și au... îmi scap acum termenul acesta. Au puterea de
decidentă, da? Ei vor ceda cererii majorității, da? Zice aici, vor ceda cererii populare pentru o lege care să impună respectarea duminicii. Oamenii se vor duce și ei vor cere. Dați-ne așa. Noi cei mai mulți ținem așa. Uite câte vine. Hai să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar ei se întorc într-un mod eronat, într-un mod greșit. Aceeași carte, Evenimentele finale, pagina 96. Ne apropiem de final. Pe măsură ce ne apropiem de criza finală, este de o importanță vitală să existe armonie și unitate între uneltele Domnului. Acum, Ellen White, dintr-o dată vorbește, bun, dacă acolo este așa și toată lumea se unește împotriva noastră, cum trebuie să fim noi? Înțelegeți? Și ea zice, armonie și unitate între uneltele Domnului. În ciuda faptului că lumea este plină de revolte, războaie și dezbinări, de unde a știut Ellen White când a scris acum 180 de ani că va fi război acum? Acum 180 de ani. De unde a știut? În ciuda faptului că lumea este plină de revolte, sunt revolte? Războaie, dezbinări, oamenii se vor uni sub un conducător unic, puterea papală. În ciuda faptului că sunt războaie, dezbinări, certuri, probleme peste tot, oamenii se vor uni sub un singur conducător. Care? Puterea papală. pagina 97. Mai departe un pic. Pentru a-și asigura popularitatea și sprijinul legiuitorii, vor ceda în fața cererii pentru o lege duminicală. Prin decretul de impunere a instituției papale, prin violarea legii lui Dumnezeu, națiunea noastră se va îndepărta cu totul de dreptate. Când se va călca în picioare dreptatea, întrebarea se pune, cine va mai face dreptate și cine te va mai apăra pe tine că ai dreptate? A terminat. Într-un singur loc va mai fi izbăvire. Atât. De aceea și mesajul celor care așteaptă pe Domnul Iisus în noaptea aceea va fi cei care vor rămâne în viață, salvați, care au scăpat de prigoană, care au scăpat de moarte, care au scăpat de martiraș, că cei mai mulți vor muri martiri, o să vorbim despre asta la Muntele Potrivit, cei care vor scăpa și vor rămâne în viață vor spune, iată acesta era Mântuitorul pe care l-am așteptat. Acesta este Dumnezeu. Unde Dumnezeul vostru va fi batjocura? Iată acesta este Dumnezeu pe care l-am așteptat. A venit să ne izbăvească. Vor vorbi despre Domnul Iisus când se va întoarce în noaptea aceea. Așa cum apropierea armatelor romane a fost pentru ucenici un semn al iminenței distrugerii a Ierusalimului, tot astfel și această apostazie va fi pentru noi un semn că s-a ajuns la limita răbdării lui Dumnezeu. S-a ajuns la limita răbdării. Noi trebuie să luăm poziția fermă de a nu respecta prima zi a săptămânii ca o zi de odihnă. Știți cum e? În timp ce ne pregăteam tema din această seară, mă gândeam că mesajul acesta, parcă pentru anumite minți, ar suna ca o pregătire de revoltă. Fraților, să facem, să fim, să... Aici este vorba despre a lua o decizie personală în legătură cu evenimentul acesta, pentru că să știți că nu putem să rămânem în grup. Nu vom fi mântuiți în grup. Nu vom fi mântuiți în familie. Nu vom fi mântuiți în biserică, pentru că suntem aici toți. Ci vom fi mântuiți într-un mod individual. Bătălia va fi individual, proba va fi individual. Noi trebuie să luăm poziție fermă de a nu respecta prima zi a săptămânii ca zi de odihnă, pentru că nu este ziua care a fost binecuvântată și sfințită de Dumnezeu. Iar prin respectarea duminicii ne-am așezat singuri de partea Marelui Amăgitor. Deci când se va ajunge la momentul acesta, cine se va așeza într-o parte s-a pus de partea lui Dumnezeu și cine se va așeza în partea altă s-a pus de partea Marelui Amăgitor. Deci mare atenție unde ne vom poziționa. Când legea lui Dumnezeu va fi îndepărtată și apostazia va deveni păcat național, Domnul va veni în ajutorul poporului său. De fapt, singurul ajutor care a mai rămas. Că atunci nu ne mai apără nimeni. Nici relațiile, nici influența, nici banii, nici prieteni, nici nimeni. Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat, dar când se va restrânge libertatea religioasă, se va supune protestantismului și va acorda sprijin papalității, atunci măsura vinovăției lui se va împlini și apostazia națională va fi înregistrată în cărțile din ceruri. Apostazie națională. Când treceam în revistă mai multe pasaje pentru ocazia aceasta,
Am citit undeva în spiritul profetic legat de Babilon. Știți că noi, în general, numim lumea în care noi trăim, dacă n-au trecut dincoace de zidurile sau de ușa bisericii noastre, noi îi numim Babilon. Vreau să vă spun că Ellen White chiar spune că lumea aceasta, chiar dacă este vorba despre lumea aceasta, ea nu este întru totul și într-un cuvânt complet și bine definit Babilon. Nu este în totalitate Babilon. Știți de ce? Pentru că marea majoritate a poporului lui Dumnezeu se află unde? În Babilon. Și ei va trebui să iasă din Babilon să-și dea viața lui Dumnezeu. Să se poziționeze corect și complet de partea lui Dumnezeu. Și ei sunt acolo. Istoria se va repeta. Religia falsă va fi înălțată. Prima zi a săptămânii, o zi obișnuită de lucru, care n-a fost în niciun fel sfințită, va fi înălțată așa cum a fost înălțată statuia din Babilon. Amintiți-vă în câmpia dura când Nebucadnețar a ridicat o statuie ca toată lumea să vină la sfințirea acelei statui din Babilon. Vă amintiți? Întrebare. Au reușit ei să sfințească statuia din Babilon? Nu. De ce? Pentru că s-a produs o încurcătură acolo. La momentul când toată lumea s-a închinat și s-a plecat în fața ei, trei oameni ai lui Dumnezeu, în tot Imperiul Babilonian, au rămas în picioare. Toți s-au plecat, și mici și mari, și bogați și săraci, așa cum zicea Apocalipsa, s-au plecat să se închine în fața unui chip făcut după mintea lui Nebucadnețar, preluat cumva din Daniel capitolul 2, un chip complet din aur, și a chemat pe toată lumea la sfințirea chipului acelea. Și când cei trei nu au vrut să se închine, au fost amenințați cu aruncarea în foc. Și au fost chemați din nou să se închine. Și din nou nu s-au închinat, chiar sub amenințarea cu moartea. Și au fost luați și aruncați în foc. Și Dumnezeu a avut alt plan. Dumnezeu care este Dumnezeul focului, Dumnezeu care este Dumnezeul frigului, Dumnezeu care este Dumnezeul căldurii, Dumnezeu care este Dumnezeul ploii, a făcut ca toată temperatura aceea din foc să n-aibă nicio putere asupra lor. În schimb, tot focul acela care era destul de puternic, ca nimeni să nu înțeleagă, păi da, ai aruncat așa într-un pic de apsașie printre două flăcări acolo, cum să ardă? Dar toți bărbații aceia voinici și puternici care din armata lui Nebucadnețar, care a luat și i-a aruncat în foc, toți au murit acolo întinși pe jos. Și pe ei i-a salvat Iisus Hristos Domnul. Prin faptul că a venit El însuși în mijlocul focului. Amintiți? Cuvântul spune, istoria se va repeta. Istoria se va repeta. Cine va strica planul acestor mari puteri? Papalitatea care se va ridica imediat și acum stă acolo în umbră? Și America, care vedem că la ora asta este jandarmul lumii și dacă ei vor să fie război, este. Dacă vor să mai continue războiul, continuă. Dacă vor să dea arme la aia, dau arme la aia. Așa mai departe. Jandarmul lumii. Istoria se va repeta. Când oamenii vor face același lucru, spune cuvântul, prima zi a săptămânii, o zi obișnuită de lucru care n-a fost în niciun fel sfințită, va fi înălțată așa cum a fost înălțată statuia în Babilon. Toate națiunile, limbile și popoarele vor fi obligate să sfințească acest sabat fals. Obligat să sfințești. Să știți că dacă ar fi fost de la Dumnezeu și ce a fost de la Dumnezeu, de la creațiune dat, Dumnezeu niciodată n-a obligat pe nimeni să sfințească. Spuneți-mi dacă cunoașteți o împrejurare în care Dumnezeu a obligat pe cineva să facă un lucru. Obligat. Nu există. Oamenii sunt liberi. E adevărat, sunt consecințe pentru tot ce facem. Dar oamenii sunt liberi să aleagă de ce parte se vor pune. Decretul de impunere și respectarea acestei zile va fi trimis în toată lumea. Trimis! Știți cum se trimite astăzi și ai nevoie? Trimiți un e-mail. Dau un e-mail la București și îi spui domnul Iohannis că ce te frământă. Și el va da un e-mail la toți primarii din toată România și de acolo, prin extensie, până la ultimul om care stă în deal la sub stejar. Și gata. Pe măsură ce America, țara libertății religioase, se va uni cu papalitatea, forțând conștiința și obligându-i pe oameni să cinstească sabatul fals, popoarele din fiecare țară de pe glob vor fi îndemnate să urmeze exemplul ei. Popoarele din fiecare țară de pe glob.
Să știți că profetul lui Dumnezeu nu întâmplător a alocat atât de mult spațiu pentru acest eveniment, că nu este un eveniment ușor. Și vedeți că pe măsură ce citesc ceva în plus, deja descoperim încă alte aspecte ale acestui mare eveniment care va fi dintre ultimele evenimente numit Decretul Duminical. Națiunile străine vor urma exemplul Statelor Unite. Cu toate că aici va fi începutul, aceeași criză va veni asupra poporului nostru în toate părțile lumii. Și în Afganistan? Și în Noua Zeelandă? Și în Canada? Și în Zimbabwe? Peste tot. Cei răi au declarat că ei au fost cei care au avut adevărul. Că printre ei au avut loc minuni. Știți limbajul. Printre la noi sunt minuni. Că îngerii din ceruri au vorbit cu ei. Că în mijlocul lor au fost înfăptuite semne și lucruri uimitoare. Și că acesta a fost mileniul pământesc pe care l-au așteptat atât de mult timp. Lumea întreagă a fost convertită și a fost de acord cu legea duminicală. Lumea întreagă va fi incitată la vrăjmășie. Împotriva, și ele noi scrie direct. Lumea întreagă va fi incitată la vrăjmășie împotriva adventiștilor de ziua șaptea. Pentru că ei nu îi vor aduce papalității omagiul lor prin cinstirea duminicii care este instituția acestei puteri anticristice. Cei care calcă legea lui Dumnezeu vor institui legi omenești și îi vor forța pe oameni să le accepte. Oamenii se vor sfătui și vor plănui ce să facă. Întreaga lume respectă duminica, spun ei. Atunci de ce acest popor care este atât de mic la număr nu se supune legilor țării? Înțelegeți? De ce acest popor atât de mic la număr? Știți ce spunea pe vremea lui Ester, acum nu chema? Naaman. Haman. Mulțumesc. Și ce spunea Haman? Zice, auzi împărate, în mijlocul împărăției tale este un popor mic la număr. Trebuie șters. Zice, are legi deosebite, se închină diferit de noi, are obiceiuri diferite, nu este în folosul împăratului să-l lasă liniștit. Nici nu și-a imaginat că și soția împăratului era de aceeași religie. Ce ai să-i ucide? Hai! Au pregătit, au semnat. Vă amintiți ce măcel a fost? Citiți cartea Estera. Un popor neînsemnat, mic la număr. Era singurul popor al lui Dumnezeu pe care Satana vrea să-l șteargă. În fiecare generație și-a dorit Satana să șteargă poporul Dumnezeu pentru ca dominația lui să fie deplină, absolută. Să știți, dragii mei, că atunci când se va da decretul duminical, Satana speră că această sperietoare vis-a-vis de Biserica Adventistă va face ca oamenii să renunțe și nimeni nu va mai rămâne de partea lui Dumnezeu. Nici nu-și imaginează că undeva în întunericul lumii acesteia stau stelele lui Dumnezeu care vor reuși să lumineze pe firmament atunci. Dacă noi vom alege să nu mai luminăm atunci, să nu credem că Dumnezeu va rămâne fără reprezentanți. A avut Dumnezeu reprezentanți în Egiptul ateu? A avut? Pe cine? Pe Iosif. Și apoi a dus poporul acolo ca să lumineze? A avut Dumnezeu reprezentanți în Babilon? A avut. Pe cine? Pe Daniel? Pe cei trei? A avut și pe vremea Persiei? A avut în fiecare perioadă Dumnezeu oameni care să-L reprezinte fără frică? Și mai ales dacă vorbim despre perioada reformei. În fiecare generație Dumnezeu a avut oameni extraordinari care au ținut mai mult la onoarea lui Dumnezeu decât la viața lor. Pagina 100. Deoarece sabatul a devenit punctul special de controversă în lumea creștină, să știți că tot ce auziți astăzi despre Ucraina și despre Rusia și despre Israel și Hamas și așa mai departe, să știți că o să auziți mâine despre sabat. La aceleași televizoare la care vă uitați și din aceleași guri pe care le auziți astăzi vorbind la știri. Deoarece sabatul a devenit punctul special de controversă în lumea creștină și autoritățile civile s-au unit ca să impună respectarea duminicii, refuzul persistent al unei minorități de a ceda cererii populare va face obiectul urii generale. Am stat și m-am gândit, deși noi nu avem nicio treabă nici cu politica, nici într-o parte, nici în alta, am stat și m-am gândit, și cu siguranță vedeți și dumneavoastră, câtă ură este la momentul acesta împotriva Rusiei. E clar? Fără să fim de partea nimănui, că nu avem nicio treabă. Noi nu avem de câștigat nici de la unii, nici de la alții.
Toată ura aceasta mâine va fi împotriva unui alt popor. Se va termina cu Putin. De o formă sau alta, îl elimină. Ce se întâmplă? Dumnezeu știe ce va fi acolo. Dar ura aceasta care este crescândă și care este de peste tot, ura aceasta va fi focalizată în altă direcție. Pentru că în anii aceștia când se adună o ură, în anii aceștia când se adună ură, ea se adună pentru ca să fie focalizată acolo unde își dorește vrăjmașul cel mai mult. Pe măsură ce decretul emis de diverse conducători ai lumii creștine împotriva celor ce păzesc poruncile le va retrage acestora protecția guvernului și va lăsa la discreția celor ce le doresc pieirea, poporul lui Dumnezeu va fugi din orașe și se va asocia în grupuri care să locuiască în cele mai pustii și mai izolate locuri. Atenție cei care vă iubiți casele. Acolo va fi sfârșitul dacă veți să rămâneți credincioși. Casa va rămâne. Curtea va rămâne. Grădina va rămâne. Mașina va rămâne. Toate vor rămâne. Locuri izolate. Atât. Acolo. Doar viața. Doar hainele. Nimic mai mult. Încă un pasaj și apoi ceva legat de înțelepciune în vremea când să lucrăm sau să nu lucrăm duminica. Cinstiți pe toți oamenii. E un verset foarte frumos în Petru. 1 Petru 2 cu 17. Cinstiți pe toți oamenii. Iubiți pe frați. Cinstiți pe toți oamenii. Toți. Și mici și mari, și președinte, și primar, și consilier, și mai departe. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Până unde să ascultăm de autorități? Până la încălcarea libertății de conștiință. Acest fapt se va dovedi de o reală valoare pentru cei care vor fi în situații critice. Atenție! Nu trebuie să se manifeste nicio atitudine care ar putea să fie interpretată ca sfidare sau răutate. Dacă noi atunci, sub formă de sfidare sau sub formă de răutate, ne vom manifesta față de ceea ce se va întâmpla, va fi grav. Și să știți că au fost nopți cumplite în Franța pe baza unor imprudențe pe care le-au comis unii fără înțelepciune. Și mai vreau să citesc ceva despre ce să facem și ce să nu facem, că se va da decât duminical. Eu zic că e important. Elena mai scrie așa. Faptul că vă abțineți de la lucru duminica nu înseamnă că ați primit semnul fiarei. Ce vom face noi ca adventiști? Vom lucra sau nu vom lucra duminica? Toată lumea ține duminica. Noi ce vom face? Faptul că vă abțineți de la lucru duminica nu înseamnă că ați primit semnul fiarei. În locurile unde împotrivirea este atât de puternică încât poate să provoace persecuții, dacă se lucrează duminica, frații noștri să considere acea zi un prilej de a face lucrare misionară veritabilă. Adică dacă până atunci nu ți-ai luat papornița, Biblia și două cărți să te duci să vizitezi vecinii și satul de lângă și satul vecinii și pe cei de până, atunci vei lua și vei face că duminica nu se aia stâmpăr. Că până atunci ai luat sapă mână și ai plecat la prașile. Sau ai luat tractorul și te-ai dus împreună. Dau un exemplu, nu? Dar este momentul să-ți iei, să te duci să faci lucrare misionară. Pentru că dacă nu faci lucrare misionară în momentul ăla, nu poți să ții duminica ca și cum o țin ceilalți. Nu trebuie să aveți impresia că ni s-a poruncit să-i supărăm pe vecinii noștri, care venerează duminica, făcând eforturi hotărâte de a lucra în acea zi, în mod intenționat în prezența lor, ca să ne arătăm independența. Surorile noastre nu ar trebui să aleagă duminica pentru a spăla rufele. Mi-am să cuvânt că e important să știm asta. Surorile noastre nu ar trebui să aleagă duminica pentru a spăla rufele, când s-a dat decât duminical, că s-ar putea să fie rău. Și lumea este pregătită să facă rău, să știți. Înțelepciune și prudență. Că dacă sfidăm, zice aici, și dacă suntem răutăcioși, moneda cu care ne adresăm, ei care nu mai au niciun Dumnezeu, ne va întoarce de plin. Mă înțelegeți? Nu e cazul să stârnești nenecesar. Și la final, chiar sunt la final, Satana le oferă oamenilor împărățiile lumii dacă îi recunosc supremația. Vor veni lingușiri din astea. Mă, ești băia bun. Strigi viitorul, familia ta. Îți dăm atât, te punem colo, te facem aia, te facem mai lealtă. Știți că și la Domnul Hristos, înainte de marea bătălie, i-a oferit lumea. Ce? Are rost să mori? Iată splendoarea lumii. Toate ți le dau ție. Nu are rost să vii la cruce. Ți le dau. Să știți că atunci când profeția spune că oamenilor li se vor face favoruri,
Să nu credeți că toți cei care știu sau nu știu că se vor face favor, să nu credeți că dacă Spiritul Profetic spune că se va întâmpla asta, să nu credeți că oamenii vor face favorul în zadar. Unii vor ceda primind favorurile. Alea de o clipă. Da, Doamne, așa este. Este mai bine să mori decât să păcătuiești. Este mai bine să fii lipsit decât să înșeli. Este mai bine să fii flămând decât să minți. Să știți că s-ar putea ca unora să ne treacă prin cap niște jmecherii din astea, jmecherii de-astea creștinești de-ale noastre. Minciunele de-astea care le socotim noi minciunele, dar să știți că la Dumnezeu niciodată ele nu sunt minciunele. S-ar putea să ne treacă niște jmecherii de-astea prin cap cum să facem noi să fentăm. Încă o dată. Este mai bine să mori decât să păcătuiești. Este mai bine să fii lipsit decât să înșeli. Și este mai bine să fii flămând decât să minți. E mai bine. Dar să știți că nu toți vor avea curajul să facă asta. Ați înțeles care este semnul lui Dumnezeu? Sabat. Ați înțeles care este semnul fiarei? Care este semnul care va fi pus pe frunte sau pe mâna dreaptă? Dar cum pe frunte? Îl vede cineva? Nu. Îl vede Dumnezeu? Da. Cum va fi pus semnul acesta? Este un semn vizibil? Nu. Vine cineva cu ștampilă la poartă să-l pună pe frunte? Nu. Pe mâna dreaptă? Nu. Este un semn al apartenenței. De cine aparții? Lumii? Majorității? Sau de partea grupului care numai ăștia mai vor mântuirea, că restul au îmbrățișat în partea de altă? De ce unii vor primi pe frunte? Pentru că unii vor ține duminica crezând că este ziua lui Dumnezeu de odihnă. Ei cred, ei știu, ei raționează, acceptă, gândesc că așa trebuie, așa fac. De ce unii vor primi pe mâna dreaptă? Păi ateismul și cei care n-au nicio treabă și care sunt indiferenți, ei vor lucra sâmbăta și vor sta duminica de frica legii. Nu pentru că au vreun Dumnezeu sau vreo lege. Dar pentru că așa zice legea, trebuie să stăm și noi. Ăștia vor primi pe mâna dreaptă. Unii pe frunte pentru că vor crede și alții pe mâna dreaptă pentru că să știți că destul de mulți sunt și tot mai mulți devin atei în zilele în care noi trăim. Uitați-vă să vedeți în ce lume trăim. Uitați-vă să vedeți ce se propagă. Uitați-vă să vedeți cine a câștigat Eurovision. Și vă dați seama în ce lume trăim. Vorbim despre viitorul nostru, tinerii de mâine. Da? Ultimul pasaj din cartea Gânduri despre cartea Apocalipsa. Deși aș vrea să vă citesc mai multe din tragedia veacurilor, dar timpul este gata și eu mă voi opri în 2 minute. Domnul mi-a arătat în mod clar că chipul fiarei va fi format înaintea închiderii Harului. Pentru că aceasta va fi cea mai mare încercare pentru poporul lui Dumnezeu prin care ei se va decide destinul veșnic. Și acum, acesta despre care am vorbit în această seară. De aceea mi-am luat o oră să vorbesc special despre decretul duminical. Acesta, decretul duminical, este examenul pe care poporul lui Dumnezeu, tu și cu mine și oricine vrea să fie poporul lui Dumnezeu, acesta este examenul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte de a fi sigilat. Dacă nu vom trece examenul acesta, adio sigilare. Da? De aceea ne-am luat timp să vorbim despre acest eveniment. Acesta este examenul pe care poporul Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte de a fi sigilat. Toți care demonstrează loialitatea lor față de Dumnezeu, prin păzirea legii sale, care a scris-o el, și refuză să accepte un sabat fals, se vor strânge sub drapelul Domnului Dumnezeu, primind sigiliul viului Dumnezeu. Cei care renunță la adevărul ceresc și acceptă sabatul duminical vor primi semnul fiarei. Era o emisiune mai de mult, nu știu dacă mai este și acum, la radio parcă auzeam mereu. Tu hotărăști. Știți că era o emisiune? Radio Vocea Speranței. Tu hotărăști. Am ajuns în punctul, dragii mei, când a venit timpul să luăm decizii. Tu hotărăști de ce parte vei fi. Să știți că dacă vă veți gândi acum că așa veți face atunci, fără să fiți și astăzi ceea ce Dumnezeu așteaptă să fiți, să știți că noi nu o să stăm în picioare. De aceea hotărâți astăzi, să hotărâm astăzi să fim credincioși, să hotărâm azi să păzim sabatul, să hotărâm azi să nu ieșim după apusul soarelui din duș, să hotărâm astăzi să nu facem mâncare și alte lucruri în sabat, să hotărâm astăzi să păzim ceea ce Dumnezeu a zis, ca să fim siguri că vom păzi și mâine.
hotărâți astăzi să fiți mântuiți. Că poate la noapte se va încheia viața. Sau poate mâine se dă decretul duminical. Și ar trebui deja să fii hotărât de ce parte să fii. Dragii mei, zicea Biblia, e vremea ca Domnul să lucreze. Căci îi calcă legea ta. Să știți că Dumnezeu va lucra și își va salva poporul în cel din urmă. Hotărâți în inima dumneavoastră să rămâneți de partea lui Dumnezeu. Că vom muri, că vom trăi, că vom fi prigoniți, că vom mai avea nițică libertate. Hotărâți astăzi de partea cui vreți să fiți. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze hotărârea. Amin.